vei fi icoana mea, așa te voi păstra. Mă voi gândi la tine și la plecarea ta. Vei fi icoana mea, în gând te voi păstra. Frumoasa moștenitoare a artistului s-a aflat în vacanță în țara unde s-a născut, România, și a petrecut zile frumoase alături de tatăl său, care a dovedit că nu se dă în lături de la nicio distracție când e vorba de pofta fiicei sale. Noi suntem buni prieteni de când s-a născut ea. Când s-a născut eram bunul ei prieten. Și anul ăsta mi-a făcut o figură, a venit înaintea mea în România. Ce simți că moștenești așa de la tati? Exact ce a zis, vocea și... Și modestia. Modestia, da. Adică am rămas doar câțiva, doi. Modești, modești. Artistului i-a trecut supărarea că Andra, talent muzical dovedit și probat în zeci de apariții în spectacole și emisiuni până la vârsta de 8 ani, nu vrea să-i calce pe urme. Un prieten de-al nostru și din Statele Unite, Steve, la karaoke, a rugat-o să cânte. Am rugat-o tot să cânte un cântec. N-a vrut să cânte. Și a spus, uite, i-a pus pe masă 10.000 de dolari. Uite, cântești tu un cântec la karaoke. N-a vrut, frate, de nicio culoare. Venea să iau eu banii să fug cu ei. Gheorghe Gheorghiu încearcă să fie aproape de copilul său pe tărâm american, căci a primit dreptul de cetățean rezident în Statele Unite. Locuiește în Las Vegas la o oră de zbor de Andra. De obicei ne vedem când am eu spectacole prin America, festivaluri, așa. Ne apucăm și mâncăm mici. Mici cu bere. Mici cu bere. Adică românește, pur și simplu. Avându-l pe tati conectat 20 din 24 la internet, Andra ne-a mărturisit că nu mai are nevoie de Facebook. Au fost vremuri în care ne vedeam și ne auzeam destul de rar, pentru că era la școală, eu îi scria mesaje, nu răspundea. Și la un moment dat, când s-a maturizat un pic, a început să simtă nevoia de părerea și a mea. Dar m-a șocat chestia asta. Nu-mi venea să cred. Zic, bă, dar ce-o fi pățit? Începe să mă întrebe, îmi trimite mesaje. Ești ok? Stai că nu mai prididesc eu cu răspunsul. Prea multe mesaje. Zic, ce-o fi pățit copilul? Sau ai nevoie de ceva? De ce mai sunat înapoi? Amândoi spun că au o relație perfectă și că nu ar schimba nimic. Iar despre căsătoria Andrei, artistul nici nu vrea să audă deocamdată. Când o să se mărite Andra, nu o să mai vedeți așa des. Nu, e părerea ta, nu. Cum să nu văd? Păi ce, l-auzi vie de capul lui? Cum adică? Păi copilul meu, nu e al lui. Păi da, l-auzi să cu soțul. Să fie sănătos, nu știu. Mă gândesc la o variantă, să vedem cum o să facem. Să facem o casă mare. Te mută cu noi, da. Da, normal că o să aibă nevoie de visitor, să legăm, să duc căruțul. Eu mă și văd la perla Venusului. Pe plajă cu căruciorul, nu știu ce. Eu te vedeam în San Francisco cu căruciorul, dar mai discutăm. Bunic se numește? Wow! Tataie. Tata. Alo! Asta începe scandalul, o să vedeți.